Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul. O să începem o nouă lecție din Epistola lui Iacov. Capitolul 2 este aici și eu l-am numit Cum să-mi deschid ochii în cultura exteriorității. Și o să vedem de ce l-am numit așa. Și ce e aia cultura exteriorității? Aș vrea să ne aducem aminte, în schimb, de data trecută, am vorbit despre nașterea prin cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să citim puțin de la versetul 18, de la sfârșitul capitolului 1. După voia sa ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim începătură făpturilor lui. Să știți, iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, zăbavnic la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Pentru aceea, lepădând toată spurcăciunea și prisosința răutății, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care poate să mântuiască sufletele voastre. Dar faceți-vă împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători ai lui, amăgindu-vă pe voi înșivă. Căci dacă cineva este ascultător al cuvântului, iar nu și împlinitor, el seamănă cu omul care privește în oglindă fața firii sale. S-a privit pe sine și s-a dus și îndată a uitat ce fel era. Cine s-a uitat însă de aproape în legea cea desăvârșită a libertății și a stăruit în ea, făcându-se nu ascultător care uită, ci împlinitor al lucrului, acela fericit va fi în lucrarea sa. Dacă cineva socotește că e cucernic, dar nu-și ține limba în frâu, ci își amăjește inima, cucernicia acestuia este zadarnică. Cucernicia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu și Tatăl aceasta este. Să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim pe noi fără de pată din partea lumii. Acum, partea aceasta despre cine vorbește? Despre noi. Cum să ne schimbăm pe noi și lăuntrul nostru. Și am văzut data trecută cum trebuie să ne transformăm prin cuvântul lui Dumnezeu și să ne lăsăm lucrați de acest cuvânt și de acest duh al lui Dumnezeu. Acum, în capitolul 2, o să mergem mai departe, o să vedem lucrarea după ce te-ai născut din cuvântul lui Dumnezeu, ce trebuie să se întâmple în raportul tău, prima dată am zis, cu mine, cu Dumnezeu, și acum cu ceilalți din jur. Și aici trebuie să vedem ce e aia cultura exteriorității. Citim capitolul 2, de la versetul 1, vom citi până la versetul 13. Frații mei, nu căutând la fața omului să aveți credința în Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul Slavii, căci dacă va intra în adunarea voastră un om cu inele de aur în degete, în haină strălucită, și va intra și un sărac în haină murdară, iar voi puneți ochii pe cel care poartă haină strălucită și îi ziceți, tu șezi bine aici, pe când săracului îi ziceți, tu stai acolo, în picioare, sau șezi jos la picioarele mele. N-ați făcut voi, oare, în gândul vostru, deosebire între unul și altul și nu v-ați făcut judecători cu socoteli viclene? Ascultați, iubiții mei frați, au nu Dumnezeu i-a ales pe cei ce sunt săraci în ochii lumii, dar bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o el celor ce îl iubesc, iar voi ați necinstit pe cel sărac. Oare nu bogații vă supresc pe voi și nu ei vă tăresc în judecăți? Nu sunt ei cei ce hulesc numele cel bun întru care ați fost chemați? Dacă într-adevăr împliniți legea împărătească, potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Iar de căutați la fața omului, faceți păcat și legea vă osândește ca pe niște călcători de lege. Pentru că cine va păzi toată legea, dar va greși într-o singură poruncă, s-a făcut vinovat față de toate poruncile. Că cel ce a zis să nu săvârșești adulter, a zis și să nu ucizi. Și dacă nu săvârșești adulter, dar ucizi, te-ai făcut călcător de lege. Așa să grăiți și așa să lucrați, ca unii care veți fi judecați prin legea libertății, că judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă și mila biruiește în fața judecății. Amin. Hai să vedem primul verset. Le luăm pe rând.
Cu asta începe Sfântul Iacob. Frații mei, nu căutând la fața omului să aveți credința în Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul Slavii. Păi prima dată vedem cum îi numește. Frați. De ce sunt frați? Aduceți-vă aminte de data trecută. Cum pot să numească mai mulți oameni frați? Mi-a scris cineva din Italia că se mută în România, dar se duce la Arad, că acolo are o soră. Și am zis, nu sunt așa de încântat. M-aș fi bucurat să veniți la Cluj, că aveți frate. Și ai, dar n-am frate de sânge. Și am zis, cum adică? Toți cei care se împărtășesc din sângele lui Hristos și sunt născuți din același tată, adică din același Dumnezeu, nu? Sunt cum? Frați. Vedeți de ce noi trebuie să ne numim frate și soră? Și când trebuie să ne numim frate și soră? Acum, e adevărat că cuvântul acesta a fost oarecum furat de câte unii și alții și parcă avem un pic de reținere. Cum să zic frate și soră la cel de lângă mine? Păi dacă tatăl meu și tatăl dumitale e cel din ceruri, dacă noi ne împărtășim din același sânge al lui Hristos, dacă noi ne-am născut din același cuvânt al lui Dumnezeu, păi cum să fim altfel? Că nu putem fi verișori. Nu? Numai frați putem să fim. Nu putem nici să fim domn și doamnă. Știți că ne-am învățat domnule și doamnă. Noi suntem frați. Domnul zice să nu numiți pe nimeni domn. Numai aici ar fi iară tare multe de discutat. Și voi sunteți între o altă frați. Așa ar trebui să vă cinstiți. Asta e un nume de cinste. Să știți, când numim pe cineva frate și soră, îi dăm cinstea cea mai mare și adevărată. Dacă numim domnule, oarecum îl jignim. Pentru că îl punem la același nivel cu cine? Cu Dumnezeul cel din cer. Mergem puțin mai departe. Ce înseamnă față? În limba greacă, prosopon. Știți că de aici avem prosop. Da? De ce? E acela cu care ne ștergem pe față. Până am găsit cuvântul ăsta, n-am știut care e diferența între prosop și ștergar. Păi ștergarul ștergi de toate. Da? Cu prosopul te ștergi numai pe față. Da? Acum, prosopon are mai multe nuanțe. E și fața exterioară cu care omul se prezintă în societate, dar este și o mască. În teatru, tot așa era numit, prosopon. Ce rol ai avut tu în teatru respectiv? Are Sfântul Ioan Gură de Aur foarte interesantă imaginea asta. El zice că toată viața asta pe care o trăim este de fapt ca o piesă de teatru în care Dumnezeu este regizorul, ne-a dat fiecăruia câte un rol și o să vedem ce tare potrivește cu ce zice Iacov aici. La unul i-a dat rol de bogat, la altul de sărac, la altul de mijloc, la unul rol de medic, la altul rol de preot, la altul rol de inginer, la altul de cioban. Și zice, rolurile, când se termină piesa de teatru, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, nu are nimeni ifose și pretenții de la colegul lui actor să zică, mă, eu am fost rege în piesa asta de teatru, așa că și după ce s-a terminat piesa, trebuie să mi te închini. Nu, domnule, s-a terminat, gata, suntem egali. Și niciunul care a jucat rol de sărac nu se plânge după ce pleacă acasă de la teatru, domnule, că vai de capul meu, ce rușine mi-a fost să joc rolul ăsta. Nu, dacă l-ai jucat bine, cel mai rușinos rol posibil, ești apreciat pentru cum ai trăit și ai simțit, ai intrat în pielea personajului. De aceea, când vorbim despre față sau despre mască, în primul rând noi vorbim de ceva exterior care afișăm. Și de aceea, Sfântul Iacov arată credința care nu se prețuiește după cele exterioare, după față, după mască, după ceea ce vedem noi. Noi asta ne-am obișnuit. Din păcate, sunt foarte multe lucruri care le apreciem după ceea ce vedem în exterior. Și este un mod greșit de a aborda credința. Zice, nu căutând la fața omului să țineți credința. Păi cum să o ținem atunci? Tot față, de la față avem un alt element care e caracteristic fariseilor.
fățărnicia. Adică are mai multe fețe. Omul care într-un fel se poartă, de câte ori am făcut și eu așa. Numai când îmi aduc aminte, înainte să fac legământ cu Dumnezeu. Eu eram într-un fel la biserică, în alt fel la adunarea oastei, dar total altfel cu colegii de clasă. Și într-un cu totul și cu totul altfel cu cei de la bloc. Nu cred că m-a auzit cineva din biserică înjurând. Dar aia cu care jucam fotbal m-a auzit tare mult. Și asta e fățărnicia. Să poți să fii într-un fel cu unii și în alt fel cu alții. Nu vi se întâmplă de multe ori? Parcă te constrânge lumea cu care ești să adopți o altă față. În funcție de contextul în care te afli. Acum, eu am zis, e foarte delicat Sfântul Iacov când zice, băgați-i seamă credința să nu fie căutând la fața omului. Lumea din ziua de astăzi ne îndeamnă cât mai mult să căutăm la fața oamenilor, exact invers decât zice Sfântul Iacov. Și să apreciem tot ceea ce vedem pe din afară. De aceea oamenii, ca să poată să se ancoreze mai mult în această cultură a exteriorității, ce au făcut? Au făcut o carte a fețelor. Adică Iacob zice, nu căutați la fețe. Și lumea de azi ce zice? Căutați la fețe. Adică așa de mult să apreciați fețele încât să cunoașteți toate fețele oamenilor. Și care e această carte a fețelor? Știți cum se zice în engleză cartea fețelor? Facebook. Și în asta ce ne arată? No. O să ziceți, culmea, știu, și mie mi-a picat așa de greu când am văzut că și eu mai folosesc Facebook-ul. Dar uitați-vă, ce fac oamenii? Caută să-și prezinte toate cele exterioare. Cine își pune inima pe Facebook? Cum să-ți pui inima pe Facebook? Ce ne punem acolo? Fața. Dar care față? Păi aia mai aranjată, doar noi pune cum o trezesc eu dimineața, nu? Cu ochii umflați și cu părul zburlit. Înțelegeți? Ce facem prin asta? Încercăm să arătăm oamenilor o imagine perfectă a noastră, o imagine de sine, să ne aprecieze cum? După cum ne știm noi aranja. Nu după cum suntem în realitate. De asta le spun tinerilor, mă, nu vă îndrăgostiți de fața de pe Facebook, că dimineața când se trezește lângă tine, poate să aibă altă față să te sperii. Nici după aia machiată și aranjată și făcută în toate felurile. Deci asta e cartea fețelor care îndeamnă pe oameni să pună accent. Acum nu mă refer numai că îți pui poze cu tine. Îți pui poze cu tot ce faci în fiecare zi. De ce? Ca lumea să-ți aprecieze. Wow, ce haine ți-ai luat! Unde? Pe Facebook? Am văzut una groaznică. Wow, ce mâncare bună! Ți-o stași din gură, că asta e numai depus pe Facebook. Nu să-ți dau ție să mănânci. Deci ajungem la un nivel așa de groaznic, de catastrofal, de tragic al acestei culturi a exteriorității, încât vrem ca lumea să aprecieze tot ce e în afară, dar habar să nu aibă ce e în lăuntru. Ce mi-arată Facebook-ul? Interiorul sau exteriorul? Exterior. Pe exteriorul, clar. Și dacă mi-arată exteriorul, ce aștept eu de la Facebook? Dă mai departe. Și mai. Like-uri. Ce înseamnă asta? Aștept aprecierile celorlalți. De ce? Laudele. Păi dacă m-am învățat cu cultura exteriorității și eu îmi prezint exteriorul, păi dacă atâta le trebuie să nu mă aprecieze ce am pus eu acolo, adică imaginea mea să nu fie apreciată, că ce fac? În interiorul meu încep să fiu trist și supărat. Înțelegeți? Pentru tineri mai ales, lucrarea asta e catastrofală. Pentru că îi face așa de mult să iubească exterior încât să nu se mai poată gândi la interior deloc. Și să se întristeze când nu e apreciat suficient de bine sau cât de mult s-au gândit ei că va fi apreciat exteriorul. Un studiu recent arată că omul preocupat cu cele exterioare nu se mai poate cunoaște pe el însuși și nu mai are capacitatea să vadă cele lăuntrice. Ia auziți! Deci asta vorbesc psihologii, nu teologii. Teologia de mult spune asta. Iacov cu 2000 de ani înainte ne-a spus, nu căutați la fața oamenilor. De ce se întâmplă cu omul? Când caută cele exterioare, prima dată, nu mai poate să se vadă pe el, asta am zis în capitolul 1, omul trebuie să se vadă pe sine. Cum sunt eu în fața lui Dumnezeu?
Îl a întrebat Dumnezeu pe Adam, unde ești, Adame? Asta îl chema Dumnezeu, să văd eu unde, pe unde am ajuns, cât de grav am căzut. Deci dacă astea le apreciezi și asta cauți să ți se aprecieze ție exterioare, nu mai poți să te vezi lăuntric. Asta e prima boală care intră în tine. Și a doua, îți pierzi capacitatea să vezi cele lăuntrice. Mergi la biserică și nu vezi numai pe popa cum a greșit, cum s-a îmbrăcat ceilalți, ce fac, cum a vorbit în biserică, ce păcate au unul și altul, nu mai vezi cele lăuntrice. Și atunci ce faci? Păi, domnule, biserica asta n-are nicio importanță. Și într-adevăr, dacă vezi numai cele exterioare ale bisericii, chiar n-are nicio importanță. Vreau să vă pun înainte o imagine a unui profet care ce-a făcut? A fost trimis de Dumnezeu să aleagă împărat. Ia auziți. A profetul Samuel. Și se duce în casa lui Iesei, care avea mai mulți copii, și îi prezintă Iesei pe toți copiii. Da? Și Duhul lui Dumnezeu, fiți atenți, Duhul lui Dumnezeu îi spunea, îi șoptea prorocului la ureche. Unul era frumos, altul puternic, altul deștept, altul... Toți aveau calități extraordinare. Și Duhul lui Dumnezeu ce îi spunea? Nu e ăsta, nici ăsta, nici ăsta la alt. Și apoi zice Iesei, păi, îs gata copiii mei. Cum? Nu mai e pe niciunul. Dar Dumnezeu m-a trimis aici, în casa asta. Nu se poate. Apoi mai am unde, ăla e mai amărât acolo, la oi, ăla. E așa de puternic ca și ceilalți. Da? Și zice Domnul așa, Domnul a zis către Samuel, nu te uita la înfățișarea lui și la înălțimea staturii lui. Eu nu mă uit ca omul, căci omul se uită la față, iar Domnul se uită la inimă. Ăsta e lucru esențial în trăirea credinței. Esențial. Omul se uită la față, da? Nu numai pe Facebook, și în biserică, și peste tot. Asta e tendința noastră lumească. Trăind în cultura asta exteriorității, vrând ne uităm la imagine. Și nu mai putem să ne uităm la inimă. Și Domnul zice, eu nu mă uit la față. Vedeți, și Samuel a picat în capcana asta. Ah, păi dacă a să fie împărat, Domnule, trebuie să fie unul. Să aibă o statură de împărat, să aibă... Nu te uita la față. Că eu mă uit la inimă. Dar cum să ne uităm? Cum să mă uit eu la inima soției mele când eu mă uit, m-am uitat la ea și mi-am ales-o numai după cum arată în exterior? Mai pot să mă uit la inima ei? Mai greu. Băgați-i seamă. Cum să ne uităm la inima semenilor noștri când noi ne uităm cum s-a îmbrăcat? Sau cu ce mașină a venit? N-avem cum să vedem inima. De asta Iacov insistă pe lucrul acesta. Nu căutați la fața omului. Încă un cuvânt de la Sfântul Pavel, în Epistola către Romani, capitolul 8, zice așa, cei ce sunt după trup, cugetă cele ale trupului, iar cei ce sunt după Duh, cele ale Duhului. Dar acum vedeți legătura cu ce am vorbit înainte. Dacă ești născut din Dumnezeu, cum ești? Ești după Duh, nu mai ești după trup. Și atunci, tot ce trece prin fața ochilor tăi, treci prin filtrul Duhului, prin cele lăuntrice, nu prin cele exterioare. Vă dau un alt exemplu, Sfântul Grigorie Teologul. Omul acesta al lui Dumnezeu a fost dintr-o familie foarte bogată și când a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, atât a fost de hotărât încât, după multă școală, a lăsat toate averile, le-a împărțit la sărași, a păstrat un singur teren undeva la munte foarte mic, unde și-a făcut el o grădină și acolo își trăia singur viața. Dar fiind cu o cultură teologică și o cunoștință de Dumnezeu profundă, lăuntrică, foarte puternică, el explica tuturor tainele ortodoxiei. Și așa de bine ca și el, nimeni nu putea să le explice. Și a fost chemat să fie patriarh al Constantinopolului. Deci, să zic eu așa, lumește funcția cea mai înaltă din toată biserica ortodoxă. Și el a acceptat numai pentru faptul că în Constantinopol așa de puternici au fost ereticii arieni, cei care ziceau că Iisus Hristos nu e Dumnezeu și ceilalți nestorenii care ziceau că Duhul Sfânt nu e Dumnezeu adevărat, încât o singură biserică a rămas ortodoxă. Și în rest, câteva zeci de biserici eretice. Și numai pentru asta a acceptat, că l-au chemat preoții și Sfântul Vasile cel Mare și ceilalți au insistat și au zis, dacă nu vii tu, noi nu reușim să-i învățăm pe oameni credința adevărată. Și pentru asta a acceptat. Și acum, interesant este venirea lui în Constantinopol.
a venit acolo cu corabia și toată lumea a fost anunțată în ziua cu tare, corabia vine și l-aduce pe noul patriarh. Și s-au strâns acolo credincioși mulți, cu preoți, cu episcopi, îmbrăcați în veșminte, cu prapori, cu îngeri, cu ripide, toți acolo, să-l așteptăm pe patriarh. Au început să coboare oameni din corabie și cum se tătuitau, au văzut numai un călugăraș amărât cu o reverendă neagră zdrențuită și au zis, nu știu unde e patriarhul Grigorie, episcopul Grigorie, care vine să fie patriarh aici. Și nu știu. Se duce mai departe călugărul ăștia, mă, n-o fi venit cu corabia asta, s-o dus tăți la biserică, poate vine cu altceva. Poate nu, n-am găsit noi soluția. Tu acolo la biserică și în biserică, în altar, îi aștepta călugărul ăla simplu. Și tu ce cați aici? Păi eu sunt grigorești. Ăștia trăzniți. Și uitați-vă, atenție. Vai, preasfințite, dar nu se poate, aici e capitală. Păi cu haina asta, cu reverenda asta zdrențuroasă, păi trebuie să vă dăm imediat comandă de o altă reverendă. La care Sfântul Grigorie zice, extraordinar. Și am crezut că mă chemați să vă învăț cei treimea, nu să porți zdrențele voastre. Ia auziți. Și dacă știam că vin pentru zdrențele voastre, nu veneam, domnule. Asta e puterea înțelegerii tainelor evanghelice. El care era foarte bogat înainte și le-a dat pe toate. Vedeți? Nu mai putea să aprecieze nimic din cele văzute. Și când i-au văzut, i-au fost milă de toți preoți și episcopi și credincioși că apreciau cele văzute, cele exterioare. Și am zis, mă, eu am crezut că treimea o vreți, nu zdrențele. Bine, după aceea e mai lungă istoria Sfântului Grigorie. El a ajuns chiar să prezideze sinoade ecumenice și la un moment dat, când au văzut că se ceartă unii pentru funcția lui, i-a lăsat cu sinoade, cu tătii, s-a dus din nou în muntele lui și a zis, nu-mi trebuie nimic, pentru că nu căuta la fața oamenilor. Dacă membrii bisericii se păstrează nepătați de lume, așa cum am auzit în capitolul 1, versetul 27, nu vor face discriminări între bogați și săraci. Cine face discriminare între bogați și săraci, acela nu a ajuns încă să îl cunoască cu adevărat pe Dumnezeu. Avem elemente de acestea și în Vechiul Testament. Uitați-vă, de exemplu, în Levitic, capitolul 9, ni se spune să nu faceți nedreptate la judecată, să nu căutați la fața celui sărac și de fața celui puternic să nu te sfiești, ci cu dreptate să-ți judeci pe aproapele tău. Și un alt lucru ce mi s-a părut mie interesant, zice tot în capitolul 19, să nu vă tundeți rotund părul capului vostru, nici să vă stricați fața bărbii voastre. No? Vedeți? Zic așa, numai nu intru în detalii aici. Mă duc mai departe la 2 Corinteni, capitolul 5, zice Sfântul Pavel așa, lui Dumnezeu îi suntem binecunoscuți și nădăjduiesc că suntem binecunoscuți și în cugetele voastre. Că nu vă spunem iar cine suntem, ci vă dăm prilej de laudă pentru noi, ca să aveți ce să spuneți acelora care se laudă cu fața și nu cu inima. Vedeți că și în biserică erau unii oameni care, chiar de că erau creștini, se lăudau cu fața, nu cu inima. Și Sfântul Pavel, știți că era mai mic de statură și nu avea o prestanță impunătoare. Și zice, măi, băgați de seamă că chiar dacă nu sunt așa, totuși noi venim cu puterea lui Dumnezeu. Că împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Adică nu în cele exterioare. Tot Sfântul Pavel zice în epistola către Galateni, capitolul 2, iar de cei ce sunt mai de seamă, oricine ar fi fost ei cândva, nu mă privește. Dumnezeu nu caută la fața omului. Iarăși și Sfântul Pavel le repetă. De ce zice oricine ar fi fost ei cândva? Păi ce funcție au ei în afara bisericii? N-are nicio importanță. N-are nicio importanță. Oricât de mare ar fi fost. Dumnezeu nu caută la fața omului. Aici am fi putut vorbi puțin, dar nu vreau să răpesc foarte mult timpul, despre smolirea fețelor la Sfântul Ioan Gură de Aur. Știți că Mântuitorul spune despre farisei că ei smolesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Sfântul Ioan Gură de Aur ia un cuvânt îndreptat împotriva celor care caută să-și prezinte fața în fel și chip ca să fie apreciați de oameni. Și aici vorbește despre machiaje, despre bijuterii, despre împletituri de păr de la Sfântul Petru, despre toate ornamentele care le fac oamenii ziua de astăzi și eu aș zice, ar fi putut să meargă și la bărbați, dar nu erau chiar așa de dure pe vremea aceea ca în ziua de astăzi.
Deci tot ce ține de înfățișarea exterioară e o smolire a fețelor. De ce îi zice smolire? Dă un exemplu cineva. Păi ia gândiți-vă la o statuie a lui Leonardo da Vinci. Să zicem care are îngerul acela din marmură albă, frumos. Și vin eu, deșteptul, nu? Și zic, măi, la statuia asta hai să mai pun un pic de culoare aici și un pic dincolo și ce aș face cu ea? Nu m-aș murdări eu. Păi zice, cam așa face omul care își corectează și zmolește fețele cu artistul suprem care este Dumnezeu și care l-a făcut pe fiecare perfect în felul lui. Ce caută oamenii care se machiază? Care zmolesc fețele? Să-și prezinte fața. Păi eu să mă simt bine, zice câte ori. Nu fac ca să ispitesc pe alții, numai să mă simt eu bine. De ce să te simți bine? Ca să te laude lumea. Pentru ce? Pentru fața ta, pentru exteriorul tău. Păi atunci, dacă și creștinii fac treaba asta, apoi cine să le mai arate oamenilor lăuntru, dacă și noi punem accent pe exterior? Mergem la versetul 2. Dacă va intra în adunarea voastră un om cu inele de aur în degete, în haină strălucită și va intra și un sărac în haină murdară. Acum pune față în față două exemple. Ce înseamnă cu inel de aur? Păi inele de aur erau purtate de oamenii bogați. Nu oricine avea inel de aur. Acum mai tăți avem verighete cel puțin din aur, nu? Deși între creștini erau foarte puțini care veneau în felul acesta. Dar Sfântul Pavel, Sfântul Iacov le atrage atenția, se pare că erau anumite cazuri în care venea un om bogat și intra în biserică și toată lumea cu slugărnicie îi se pleca. Și făcea diferența asta între bogat, de cel cu inel de aur, sau ce mai avea, zice mai departe, haine strălucitoare, adică luxoasă. Am zice noi în ziua de astăzi cum? Haine de marcă. Se uitau oamenii, se uitau creștinii în vremea aceea după ce podoave aveau cei care intrau în biserică. Uite, se pare că aveau anumite probleme unii dintre ei. Și mai grav ce era? Că îi privea cu anumiți ochi bolnavi. Și în felul acesta făcea o diferență între ăla care venea cu zorzoane pe el și celălalt care era sărac. De ce? Dacă privea cu ochii vicleni, ce făcea? Se ispitea pe sine. Asta e ispita, nu? Cum? Cu ce au venit la Eva? Cu vederea prima dată. Uite, zice, fructul ăsta e frumos la vedere. Dacă noi ne lăsăm izbiți de imagine, de strălucire, ne lăsăm copleșiți de lucrurile acestea, n-avem cum să vedem lăuntru omului. Aduceți-vă aminte, de exemplu, de pilda bogatului și a săracului Lazar. Zice că se îmbrăca cum? În porfiră și în vison și se veselea toate zilele în chip strălucit. Bun. Și toată lumea ce zicea despre el? Extraordinar omul ăsta. Și la poarta lui, Lazar cum arăta? Vai de capul lui, plin de bube. Probabil că Iacov se inspiră și de exemplu acesta. Băgați de seamă că dacă voi așa-i tratați pe cei care intră în biserică, s-ar putea să cădeți în capcana aceea în care bogatul, știți săracul ce-o pățit, cum a fost numit? Nebun. Și Lazar cât de zdrențăros și murdar era și puturos și bolnav. Ce-o ajuns? În Sfântul Avram. Am citit un exemplu foarte interesant. Un pastor din Statele Unite trebuia să fie investit la o comunitate de vreo 10.000 de oameni. Și omul ăsta a făcut un lucru foarte ciudat. S-a îmbrăcat în cerșetor, îl vedeți acolo. S-a îmbrăcat în cerșetor și înainte să înceapă rânduiala lor de acolo, umbla printre oameni și le cerea, toată lumea, zice, îi dădea împinsături. Nimeni nu i-o da nimic de pomană, zic că e foame, domnule, aici nu-i cantină. Și toată lumea l-a împins în fel și chip. Și la un moment dat s-a dus până în față, s-a pus pe scaunul din față, a venit imediat doi și l-a luat pe sus, l-a scos afară, zice, mă, stai tu acolo. Și la sfârșit zice, nu, acum trebuie să începem și invităm pe pastorul cu tare să vină în față. Și ăsta vine, să urcă la amvon. Și când l-a văzut, și eu sunt.
O rămas trăzniți și blocați toți. Vă dați seama, zice, nu știe unde să-și ascundă capetele, nu știau, de rușine, de spaimă. Și au început să spună numai din cuvintele Mântuitorului din Evanghelie. Am fost bolnav și ați venit la mine, am fost flămând, mi-ați dat de mâncare, am fost însetat și mi-ați dat să beau. N-au zice, pe astăzi, zice, a fost suficient. Ne vedem duminica viitoare. Dură lecție. Dar cred că uneori ar trebui și pe noi să ne scuture ceva de felul ăsta. Eu m-am pus întrebare, știți că circulă două, pe tema asta, două proverbe. Nu haina face pe om. Dar mai circulă unul că și haina face pe om. Și atunci zic, totuși, face haina pe om sau nu face haina pe om? Că trebuie să găsim un echilibru între ele, nu? Dacă nu haina face pe om, atunci am trebuit să umblăm toți în zdrențe fără nicio problemă. Nu? Că noi trebuie să căutăm lăuntru. În biserică, când intrăm, cum să intrăm? În haine strălucitoare cu inele pe degete sau în haine zdrențăroase? Și nu e spălați de o săptămână? Deci trebuie să găsim un echilibru. De ce? Nu că Domnul ar avea nevoie de hainele noastre curate sau s-ar scribi de cele murdare. Și pentru noi care încă nu suntem suficient de desăvârșiți, nu suntem suficient de apropiați de Dumnezeu, nu desăvârșiți că suntem departe. Da? Pentru noi e nevoie de lucrul acesta și nu numai pentru noi, și pentru ceilalți care stau în jurul nostru ca să nu-i zmintim. Că sunt călugări, să știți, care nu se spală cu anii. Bine, în paranteză fiind, nici nu miros, că dacă nu mănci carne și ai un regim alimentar foarte sănătos, nici transpirația ta nu e așa de abundentă și nici așa de puturoasă. Dar ei nu se spală cu anii, de ce? Nu din scârbă de apă, ci din grija rugăciunii. Da? Era un stareț care la un moment dat, că am zis, depinde cu, și cu ce ochi privești pe cel care intră în biserică. Făcea vizite la călugării lui și la un moment dat intră în chilia unui călugăr și acolo era o curățenie extraordinară. Și starețul zice, zice, cum e chilia, așa e și viața. Se duce la altul, dezastru, o mizerie, o putoare, toate împrăștiate pe acolo, poate și șoareci avea. Și ăsta acum se uită la el, zice, vai, zice, să vedeți inimă bună. Omul ăsta atât ai de cufundat în rugăciune și în cele duhovnicești că nici timp vreme de curățenie n-a mai avut. Ăsta e ochiul duhovnicesc cu care trebuie să privim noi pe oricine intră în biserică. Dacă am privit așa, n-am mai privit la fața oamenilor. Nu ne-ar mai deranja și n-am mai cădea în capcanele lumii ăsteia. Mergem mai departe. În versetul 3, ce zice Sfântul Iacov? Voi puneți ochii pe cel care poartă haină strălucită și îi ziceți, tu șezi bine aici, pe când săracul îi ziceți, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Ce face omul? Pune ochii. Cum adică pune ochii? Adică îndrepți atenția sau focalizezi atenția ta pe ce? Pe cel care intră. Păi stai un pic. Biserica este orientată toată spre altar. Și focalizarea noastră sau a pune ochii, pe ce trebuie să punem noi ochii când intrăm în biserică? Nici măcar pe preot, să știți. Pe Hristos, pe Evanghelie, pe potir. Asta ar trebui să fie atenția noastră, dar suntem slabi. Ne lăsăm corupți. Dar zice Iacov, voi puneți ochii pe ce? Pe ceea ce vă impresionează mai tare. Și asta e în funcție de lăuntru nostru. Ce te impresionează? Păi dacă te impresionează cuvântul lui Dumnezeu și potirul, pe ăla pui ochii. Pe Hristos pui ochii. Dacă te impresionează hainele de lux, dacă tu încă nu ești născut din Dumnezeu, atunci pe alea pui ochii. Sau chiar și invers, dacă te deranjează hainele zdrențăroase, tu îți îndrepți atenția și pui ochii pe asta, că te deranjează pe tine. În mândria ta și în orgoliul tău ți-o furat atenția. Vedeți de ce trebuie să avem grijă la echilibrul ăsta când venim îmbrăcați în biserică?
Acum, nu mai vorbesc de fuste scurte și de alte zorzoane și de alte machiaje și rujuri, că am vorbit înainte. Dar toate astea, dacă ne corup atenția de la Hristos, noi păcătuim, să știți, fără să ne dăm seama. Dacă la o singură persoană am atras atenția prin intrarea noastră, și am mai zis și data trecută, chiar prin parfumul nostru, dacă e mai strident, dacă i-am atras atenția și el pune ochii pe mine în loc să pună ochii pe Hristos, noi păcătuim înaintea lui Dumnezeu. De ce pun oamenii ochii pe bogăție? Zice Părintele Dumitru Stăniloae așa, ruptă de realitate, bogăția și mândria trăiește într-o fantasmagorie, într-o nălucire prelungită. Golit de toate, cel mândru își nălucește că e bogat, întunecat. Își închipuie că se află în lumină, dar bogăția lui însă și e săracă și în lumina ei el nu vede nimic real, nimic consistent. De aceea și hrana lui spirituală e săracă, e inconsistentă. Vedeți ce asemănare cu Facebook-ul? Nu e real. Nu e nimic real. E numai imagine. Așa e și bogatul care trăiește cu astea. Și ce face omul când vede pe unul mai bogat și pe altul mai sărac? Începe să-i dea locul. Da? Locul bun sau locul frumos. Unii spun că era un scaun mai sus pus sau alții scaunele din față, nu știm câte scaune, că în biserica primară nu prea erau scaune, numai pe margini pentru cei bolnavi, dar se pare că îl puneau pe un scaun de cinste și celălalt era pus fie mai în spate, în coada tuturor, fie zice la picioarele mele, adică stai jos, stai pe bordură, nicio problemă noi. Pentru tine, că e sărac, dar pe ăla îmbrăcat de lux, cum să-l pui? Mă gândesc de câte zeci de ori nu facem și noi la fel. Nu numai în biserică, și acasă, dar în biserică cu atât mai grav. Și în societatea asta, de câte ori intră unul îmbrăcat mai bine, oh, imediat ne dăm la o parte, vai de mine, cine știți, nu știm ce funcție are. Habar n-avem, dar dacă are bani mai mulți și se îmbracă mai nu știu cum, deja starea noastră păcătoasă, ne face să avem un servilism față de acesta. Eu nu zic să nu avem respect. Trebuie să avem. Dar de ce să nu avem respect și de celălalt? Că e îmbrăcat mai slab? Aici e păcatul. Vreau să vă aduc aminte niște cuvinte din Evanghelia după Luca, capitolul 6. Știți că Mântuitorul la Evanghelia după Luca are fericirile mai pe scurt și are acolo și 4 vaiuri. Uitați-vă ce cuprind aceste vaiuri. Vai vouă, bogaților, că luați pe pământ mângâierea voastră. Vai vouă celor ce sunteți sătui acum, că veți flămânzi. Vai vouă celor ce astăzi râdeți, că veți plânge și vă veți tângui. Vai vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine. Ce înseamnă vaiurile acestea? Păi, toate acestea arată omul care se caracterizează prin cele exterioare. Și bogăția, în primul rând, îl vizează pe cel care se definește cu exteriorul. Adică eu ce sunt? Sunt ceea ce arăt. Sunt ceea ce mă vedeți pe mine. Asta înseamnă că în lăuntru meu cum îs? Cool, nu mai am nimic. Dacă asta vă arăt eu, asta vă prezint și asta mă definește pe mine, nu mai am ce să vă arăt din interior. Ce e acela sătul? E acela care se bucură de desfătarea pântecelui, care se bucură de confort. Și vai vouă dacă vă bucurați de confort, dacă sunteți cu pântecele giftuite, îi vai de voi. Apoi, cine e acela care râde? Lumea ce caută în ziua de astăzi? Distracție. Ați avut expresia have fun. Da, mergem să ne distrăm. Hai că mergem acolo că e distracție mare și toată lumea caută divertisment. Și cât de mult să se râde, să se simtă bine. De ce? Pentru că asta e ceva care caută orice om în lăuntru lui și negăsind în lăuntru, vrea măcar afară. Și cât durează distracția aia? Păi până s-o termina gluma, până își bate unul joc de tine sau până trece efectul beției, până trece cheful respectiv. Da? Și ultima, oamenii vă vorbesc de bine. Ce înseamnă asta? Eu am pus iar în legătură. Îți dau like-uri. Tu te vorbesc de bine. Dacă oamenii spun, a, nu-mi place, nu-mi place de cum te-ai îmbrăcat. Nu-mi place de cum te-ai purtat. Nu-mi place de tine. Ce spui? Ce se întâmplă în inima ta? Dacă ai întristare și supărare, înseamnă că tu încă iubești exteriorul. Înseamnă că nu te-ai lepădat de tine. La fel când intră cineva în biserică. Vaiul acestea rămân valabile, să știți. Versetul 4.
N-ați făcut voi oare în gândul vostru deosebire între unul și altul și nu v-ați făcut judecători cu socoteli viclene? Ce înseamnă să faci deosebire? În limba greacă e verbul diacrino, care îmi zice a face deosebire sau a diferenția, și de aici vine din rădăcina aceasta și crito, a judeca sau a împărți. Deci când faci deosebire între oameni, ce faci? Îi judeci. Și asta e foarte grav. Zice Mântuitorul, nu judeca să nu fii judecați. O asemenea părtinire este o dovadă a necunoașterii învățăturilor clare ale Domnului. Deci când faci diferențe și judeci pe oameni, nu cunoști învățătura. Ce spune Mântuitorul? Că toată judecata i-a dat-o Tatăl cui? Fiului. Deci cine judecă pe celălalt, ce face? Se pune în locul Fiului. Și cine se pune în locul Fiului este Antihrist. Zicea un părinte, mi s-a părut extraordinară ideea asta. Zice, nu poate să judece decât acela care poate să mântuiască. De aceea Hristos este singurul care poți să îl mântuiești pe semenul tău, atunci judecă. Dar dacă nu poți să-l mântuiești, n-ai voie să-l judeci, indiferent cum e îmbrăcat, indiferent ce păcat i-a făcut, n-ai voie să-l judeci, că dacă l-ai judecat, tu l-ai condamnat, l-ai osândit, ești antihrist, ești împotriva lui Hristos, care, deși poate să-l mântuiască, el nu judecă acum, ci așteaptă numai sfârșitul. Prin această părtinire, bogatul și săracul fiind tratați atât de diferit, membrii bisericii tăgăduiesc prin fapte pretenția că ascultă de umilul Iisus. Domnul Iisus cum era, bogat sau sărac? Câte haine avea Domnul Iisus? Noi știm că una de la Maica Domnului, aceea se sută de sus până jos. Da? Și atunci, dacă ai înțeles Evanghelia și l-ai înțeles pe Domnul Iisus, cum poți să tratezi altfel pe bogați și pe săraci? Oare nu cumva l-ai discriminat și pe Domnul Iisus? Fără să-ți dai seama în felul acesta. Manifestând parțialitate, un asemenea creștin arată că este nehotărât, ezitând între Dumnezeu și lume. Deci când ești parțial cu ceilalți. Deosebirea făcută între bogați și săraci este întemeiată pe un fals simț al valorilor. Norma folosită de obicei de lume. Pentru un adevărat creștin, săracul este la fel de valoros ca și bogatul. De ce? Pentru că Golgota dă aceeași valoare tuturor. Extraordinar cuvânt. Deci dacă ești atent și ești creștin adevărat, știi că prin Golgota, prin jertfa crucii, orice om are aceeași valoare, indiferent de situația socială în care se află. Sfântul Maxim Mărturisitorul zice așa, mai departe, nu din trebuință e atât de râvnit aurul de către oameni, cât pentru faptul că mulțimea își împlinește prin el plăcerile. Ia auziți. Trei sunt pricine dragostei de bani, iubirea de plăcere, slava de șartă și necredința. Cea mai rea dintre acestea este necredința și le explică. Iubitorul de plăceri iubește argintul ca să-și procure dezmierdări prin trânsul, iubitorul de slavă de șartă ca să se slăvească prin trânsul, iar necredinciosul ca să-l ascundă și să-l păstreze temându-se de foamete, de bătrânețe, de boală sau de ajungerea între străini. Acesta nădăjduiește mai mult în argint decât în Dumnezeu, făcătorul tuturor lucrurilor și proniatorul tuturor, până și al celor mai de pe urmă și mai mici vietăți. Deci, de ce caută oamenii obținerea de bani? Pentru plăcere, pentru slava de șartă și din necredință. Acum, nu, asta înseamnă, dacă ne-am oprit aici, ar însemna să nu mai muncim, să nu mai luăm salariu. Dar zice Sfântul Maxim, echilibrat, mai departe, ce patru sunt oamenii care se îngrijesc de bani. Cei trei de mai înainte și cel econom. Dar numai acesta se îngrijește în chip drept ca să nu cumva să înceteze a ajuta pe cel care are trebuință. Deci sunt patru care se îngrijesc de bani. Economul, deci omul care face economii și care merge la muncă și ia salariul, îți plătește cheltuielile și face celelalte. De ce? Ca să facă cât mai mult bine cu asta. Dar la noi îndrăgostim niciodată de bani. Asta e diferența. Și în funcție de starea asta pe care o am eu lăuntric, deci dacă eu, atât să mă gândesc, de ce caut să obțin bani? Că sunt econom și vreau să ajut familia mea și pe cei din jur sau din celelalte trei pricini. În funcție de asta, pot să apreciez și pe cei care intră în biserică într-un chip sau în altul.
Dacă Sfântul Iacov n-ar fi tras semnalul ăsta de alarmă, necreștinii ar fi putut să creadă că discriminarea este specifică creștinismului. Cei străini ar fi putut să zică, băi, creștini, uite ce fac. Și ei fac discriminare ca și noi. Ori un creștin nu poate să facă discriminare. Dăm mai departe. În Pilde, capitolul 28, Solomon zice așa: mai de preț e săracul care umblă într-o neprihănire a lui decât cel prefăcut în chiar căile lui, chiar dacă e bogat. No, aici deja se răstoarnă puțin valorile. Zice că săracul care umblă în neprihănirea lui, adică ce? Are viață lăuntrică, este mult mai valoros sau mai de preț decât bogatul care umblă în prefăcătorie. Iov zice așa: el nu caută la fala celor mari și nu face deosebire între bogat și sărac, pentru că toți sunt lucrarea mâinilor sale. Sau, aduceți-vă aminte de Zaheu. Ce au văzut oamenii în Zaheu? Au un bogătaș, o haloare plin, uite ce haine avea, uite. Dar Hristos, care vedea dincolo de haine, și-a văzut în el o inimă care îl căuta. Și de aceea Hristos ajunge în inima lui, pentru că a avut încredere că dincolo de ceea ce se ascunde el, de bogăția și de faima ce o prezintă el, are o inimă care îl caută pe Domnul. Am pus după aceea o imagine care mi s-a părut interesantă, mai ales pentru tineri, să se gândească puțin, să aibă un pic de meditație la ele, adică în partea de sus. Ce reprezintă? O familie mai săracă sau soția, mai mult, știi, care un soț iubitor și când vede pe stradă, iară îi zibește ochiul, ce vede? Vede una mai îmbrăcată, mai bine, cu un soț bogat, își dorește și se gândește și ea la bani. Dar cealaltă, când o vede pe ea că iubită, ea își dorește dragoste. Acum, noi ce ne dorim? Bani sau dragoste? Bine, astea sunt puse oarecum în contradicție. Sunt puse, trebuie să alegi una ori alta. În partea de jos, la fel. Familie cu mulți copii se gândește, mă, cum să fac rost de bani să hrănesc copiii? Dă ăla cu mulți bani. Cum să fac să am și eu un copil? Aș vrea să meditați mai mult la imagini de felul ăsta. Și apoi să știm să prețuim cele exterioare și cele lăuntrice. Nu se vede pe lăuntru omului ce frământări are niciodată. De câte ori ai judecat după față? De câte ori am judecat oamenii după înfățișarea lor? Vreau să mă îngăduiți un minut de pauză, să vă pun un filmuleț foarte scurt, să vedeți ce înseamnă să judeci după fața omului. La un spital se întâmplă toată întâmplarea. Mută-te din coace, îi spune mama. Că e mai negricios afară, nu stai lângă el. Poftiți înăuntru, doctorul vă cheamă. Ai venit și tu? Doctorul a întrebat de toți. Ce cheamă pe toți înăuntru? Atenție! Bună dimineața! Anula a ales foarte bine după operație. S-a întâmplat ceva greșit, domnule doctor? Nu, nu chiar. Lăsați-mă să vă prezint pe Țafar. El este cel care i-a donat măduva spinării pentru transplant fetiței.
Scurt. Dar uitați. Mi s-a părut foarte impresionant filmulețul ăsta, pentru că habar n-avem cine este lângă noi. Deci oamenii ăștia au făcut transplant de măduvă fetiței lor și nu știau cum să-i mulțumească lui Dumnezeu și totuși n-au putut să suporte ființa aia. Probabil că pe mulți ne va surprinde în împărăția lui Dumnezeu când Domnul ne va prezenta oameni la care nici nu ne-am gândit și care au făcut de ceva pentru noi. Și a ne ruga, să știți că mai mult decât transplantul de măduvă, va te ruga pentru cineva. Are Sfântul Paisie mai multe exemple de judecate și doar unul vreau să vi-l spun. Ce înseamnă să judeci după înfățișarea omului, după cele exterioare? Zice el, când eram tânăr, eram așa de cuprins de dragostea de Dumnezeu, încât mergeam tot timpul cu capul în pământ. Și mergeam cu capul în pământ, de multe ori veneau surorile mele acasă și îi spuneau la mama: mamă, iar ne-am întâlnit cu fratele nostru și nici nu ne-a salutat, nici nu ne-a băgat în seamă. Și așa mergeam eu tot timpul, pur și simplu nu-mi ridicam ochii din pământ și nu le vedeam. Deci nu că avea intenție, nu le vedeam. Și trecea pe lângă ele. Vă dați seama ce atitudine avea să fie cu ochii în pământ. Dar zice, m-a dus un prieten la biserică la un moment dat și am stat în strană și acolo în strană o femeie tot timpul se uita la mine și în ochii mei așa. Se uita, la un moment dat, citind acolo, am văzut și eu că se uită la mine. Și m-am tulburat înăuntru meu și am zis, ce-i cu femeia asta de te se uită la mine? Și după aceea m-am ridicat ochii, se uita la mine și zâmbea. Oh, asta e nebună! Doamne feri, uite, o ia la o razna. O venit aproape de strană, nu făcea nimic, nu cânta, numai stătea să uita la mine. Nu se uita la niciun din ceilalți. No, femeia asta chiar nu e normală. Ce tătă slujba asta s-a uitat la mine. S-a terminat slujba. S-a gătat slujba și zice, s-a dus femeia direct la altar, la părintele, i-a spus nu știu ce, mă cheamă părintele, hai încoace. Și uite, te rog să mergi cu femeia asta la ea acasă. No, părinte, asta chiar nu se poate. Ce se întâmplă? Cum să vă duc la ea acasă? Și în capul meu, tăte prostiile. Și părintele zice, te rog să te duci, că a avut un copil care i-a murit și care semăna foarte tare cu tine. Ăsta a rămas trăsnit. O a acceptat până la urmă. S-a dus acasă și i-a arătat poză și zice, îți mulțumesc că mi-ai făcut bucuria asta și să mă ierți că m-am uitat așa la tine, dar așa mi-a trecut de dor după fiul meu văzându-te. Deci atunci am înțeles că mintea mea, eu am judecat după înfățișarea ei, după gesturile ei, ce? După ce aveam eu în cap, nu după ce era realitate. De aceea zice Mântuitorul, nu judeca, că nu știi ce are celălalt în inima și în mintea lui, habar nu ai. La femeie a trecut de dor după copilul mor de tânăr. Și el se gândea, și cine știe la ce? Ascultați, iubiții mei frați, au nu Dumnezeu i-a ales pe cei ce sunt săraci în ochii lumii, dar bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o El celor ce îl iubesc? Aici, deja în versetul 5, Sfântul Iacov începe să răstoarne valorile. Și Dumnezeu i-a ales pe cine? Diferență. Săraci în ochii lumii. Pe cine a ales Dumnezeu? Dintre săraci. Păi, apostolii erau bogați? Își cârpeau mrejele săracii. Și săraci în ochii lumii, că lumea privește numai în exterior. În cultura exteriorității noi avem o anumită categorie de săraci. Dar în ochii lui Dumnezeu, cum sunt? Sunt bogați. Pentru că bogăția e în funcție de ce ai tu în lăuntru tău. Tatăl tău care vede în ascuns, acela știe cât ești de bogat sau de sărac. Și Dumnezeu se uită la inima ta și la inima mea
Nu la hainele noastre, nu la fețele noastre. Și în funcție de asta știe cât de bogați sau de sărași suntem. Zice Sfântul Apostol Pavel în epistola a doua către Corinteni. Ca niște întristați, dar pururea bucurându-ne. Ca niște săraci, dar pe mulți îmbogățind. Ca unii care n-au nimic, dar toate le stăpânesc. Așa caracteriza Sfântul Apostol Pavel pe toți apostolii. Deci, pe mulți îmbogățind săracii ăștia. Tot în epistola a doua către Corinteni zice: cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, că El, bogat fiind, pentru voi a sărăcit, ca voi cu sărăcia Lui să vă îmbogățiți. Acum, am zis, Domnul cum era în ochii lumii? Sărac, din punct de vedere social, era foarte sărac. Și fiul omului n-are unde să-și plece casă, capul n-avea nici casă. Și totuși, lumea întreagă era a lui. Dar care era mai bogat? Nu era om pe fața pământului și nu există mai bogat decât Domnul Iisus Hristos. Toate erau proprietatea Lui. Și totuși, El a venit și s-a comportat ca și cum n-ar fi stăpânit nimic. Ca un sărac. De aceea zice, El a sărăcit pentru ca noi, cu sărăcia Lui, să ne îmbogățim. De aceea zice Sfântul Iacov, bogat în ochii Lui Dumnezeu. Pentru că omul se îmbogățește atunci când pricepe sărăcia și starea de smerenie a Domnului Iisus Hristos. Lumea judecă valoarea unui om pe baza bunurilor materiale și adesea săracii sunt disprețuiți de către cei mai avuți. Totuși, Domnul Iisus Hristos a rostit o binecuvântare asupra lor, declarând că în împărăția lui Dumnezeu vor ajunge mai ales care? Și atunci noi de ce umblăm după bogății? Că asta ne îndeamnă lumea. Cât mai mult e să avem. Și împărăția lui Dumnezeu se ia mai ușor de către cei săraci. Bine, dar trebuie precizat de ce sau în ce caz iau mai ușor. Dumnezeu îi alege pe cei săraci nu pentru că sunt săraci. Nu asta e condiția sau motivul pentru care îi alege Dumnezeu. Ci pentru că sunt dispuși să-i fie credincioși cu toată inima Domnului Iisus Hristos și să se încreadă cu totul în El. Pentru un sărac e mult mai ușor să se lepede de lume, care mai puține de descotorosit din inima lui, nu? Decât pentru un bogat. De aceea Dumnezeu îi preferă și îi alege. Versetul 6. Iar voi ați necinstit pe cel sărac. Oare nu bogații vă asupresc pe voi și nu ei vă târăți la judecăți? A analiza exterior, analiza exterior e necinstită. Pentru că nu îmbrăcă mintea și nici posesiunile arată valoarea unui om. Priviți chemarea voastră, fraților, că nu mulți sunt înțelepți după trup, nu mulți sunt puternici, nu mulți sunt de bun neam. Asta zice Sfântul Pavel în biserica primară. Nu mulți între voi. Felul în care se poartă Dumnezeu cu oamenii este opus comportamentului la care se referă Iacov aici. Dumnezeu îi tratează pe toți oamenii la fel, nefăcând părtirii între ei pe temeiul statutului social. Și aici atenție, dacă Dumnezeu i-ar fi judecat și i-ar fi ales pe oameni așa cum făceau acești creștini, atunci cât de puțin dintre ei ar fi fost în biserică și ar fi devenit moștenitori ai împărăției. Dacă Dumnezeu ar fi ales pe criteriile astea, nu, care are bani mai mulți, intră. Ar fi săracă biserica. Uitați-vă câți patroni, câți milionari sunt în biserică. Nu sunt mulți, eu nu zic că nu sunt, da, nu sunt mulți. Majoritatea sunt oamenii simpli și, uite, v-ar zice că eu sunt foarte încântat de parohia aceasta. Și pentru că oamenii nu sunt așa de bogați ca și în celelalte părți ale orașului. Și vă spun de ce. Prin un prieten de-a meu, o parohie, numai vile. Și o zic, extraordinar, asta e o parohie din cele mai bune. Dar culmea, știți care e? E goală biserica. Foarte puțin din drăștia merg la biserică. Nu îi interesează împărăția lui Dumnezeu. Dar acum, cum să mă bucur? Să fie 2-3 bogați? Să pună câte 100 de euro în farfurie? Sau să mă bucur că e plină biserica și am cu cine să mă duc în fața lui Dumnezeu?
Păi eu mă cutremur când mă gândesc la lucrul ăsta. E cutremurător. Și totuși influențele lumii de astăzi parcă atâta ne bat la cap, bă, hai că trebuie și noi, hai că ne zbatem un pic, să ieșim din starea asta. Bine, că acum nu suntem niciunul sărac, v-am zis că dacă am compara sărăcia sau cei mai săraci oameni din ziua de astăzi, să știți că s-ar compara mulți cu oamenii medii din vremea Mântuitorului. Și starea medie la care se află majoritatea oamenilor din România s-ar compara cu cei mai bogați din vremea Mântuitorului. Nici un bogat n-avea mașină pe vremea aia, țineți minte. Nu, acum mai toată lumea. Probabil că majoritatea membrilor bisericii erau săraci, iar credincioșii mai înstăriți, fiind puțini, aveau pretenții de conducere ca unii care au contribuit mai mult. Ba chiar unii sclavi aveau pretenții de egalitate în biserică cu stăpânilor, de aceea s-a ajuns uneori la judecarea tribunalelor păgâne. Astea erau alte frământări ale bisericii primare. Și bogații cu pretențiile lor, bă, noi am contribuit, dar și săracii, acum suntem frați, nu mai ascult de stăpân. Nu? Și Sfântul Iacov și Sfântul Pavel, de altfel, țin să echilibreze situația. Măi, băgați-i seama, în biserică avem starea asta. Un alt lucru interesant, versetul 7. Nu sunt ei cei ce hulesc numele cel bun întru care ați fost chemați? Cum adică hulesc numele cel bun? Bogații. Că bogații ca și categorie socială și mai ales iudeii bogați. De ce? Persecuția din biserica primară era provocată de iudeii care aveau putere politică, mai ales de saducheii care îi asupreau de obicei pe cei săraci. Ei au provocat primele persecuții în biserica primară și Iacob scrie celor din Ierusalim. Dacă într-adevăr împliniți legea împărătească potrivit Scripturii să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Ce însemna legea împărătească? În limba greacă e basilikos, adică aparținându-i unui rege, deci o lege principală, supremă. Păi care e legea împărătească? Fie o lege dată de un împărat, aici împăratul cerului, fie de o lege supremă, și legea aceasta este legea iubirii. Da? Legea iubirii este principiul suprem pe care se bazează toate celelalte legi sfinte. Păi cum iubești tu dacă faci diferență între bogat și sărac? Dacă judeci după fața, după înfățișarea exterioară a omului, nu mă iubești. Hristos tocmai de aceea s-a făcut sărac ca să aibă toată lumea acces la împărăția lui Dumnezeu. Ca să arate că El îi primește pe absolut pe toți la fel. Zice, dacă tu ții legea iubirii, legea împărătească, bine faci. Creștinul care împlinește această în viața sa această lege desăvârșită se bucură de aprobarea divină. Dar porunca aceasta face referire atât la cel sărac cât și la cel bogat, pentru că amândoi sunt aproapele și ar trebui să fie considerați egali. Deși bogații trebuie să iubească pe toți și săracii trebuie să iubească pe toți. Că de multe ori ajung bogații să-i bajocorească pe cei săraci, să-i sfideze, chiar dacă nu se poartă urât cu ei, dau așa un aer de superioritate. Păi, nu zic nimic, dar mintea lor se uită așa de sus, apoi ăsta vai de capul lor. Și săracii ce? Ajung să se victimizeze, să zică, păi noi suntem vai de capul nostru. Păi, nu! Să se plângă, să se vaiete. Nu! Și dacă ai priceput legea iubirii, tu iubești și pe acela bogat, gândindu-te exact cum a zis Sfântul Ioan Gură de Aur. E numai un rol până se termine, până se trage cortina. După aceea se va vedea cum? Lăuntru omului. Și cât mi-am adunat eu un lăuntru, și asta nu ține de bogat sau de sărac exterior. Lăuntru omului nu ți-l poate verifica nimeni, numai Dumnezeu. El știe cât ți-ai pus acolo. Dacă iubești numai pe cei bogați, ca pe tine, nu împlinești legea. E ușor să iubești pe cei bogați ca pe tine însuți, nu? Dar și pe sărac trebuie să-l iubești tot ca pe tine însuți. Versetul 9 zice, iar de căutați la fața omului faceți păcat și legea vă osândește ca pe niște călcători de lege. Deci duce Sfântul Iacov această judecată, această părtinire, această căutare la fața oamenilor, la exteriorul oamenilor, până într-acolo îl pune în rând cu păcatele grave.
Cel care analizează exteriorul calcă legea iubirii lăuntrice, fiind el orb duhovnicește. Chiar dacă respecti toate poruncile Scripturii, dacă te porți în funcție de înfățișarea oamenilor, e vrednic de o sândă. Deci poți să le respecti pe toate. Nici să nu zici nimic. Dar purtarea ta, în funcție de cum e omul care stă în fața ta, dacă te porți diferit, ești vrednic de o sândă. Și o să vedem de ce. În limba greacă, eleho înseamnă a convinge sau a demasca. Asta înseamnă ești vrednic de o sândă. Te va demasca judecata lui Dumnezeu sau vei avea dovada purtării tale atunci. Acum nu se vede, nu știe nimeni lăuntul tău. Poate nici tu nu știi. Nici tu n-ai conștientizat purtarea ta față de ceilalți, numai că așa te-ai purtat. Dar Hristos va demasca asta. Sfântul Pavel zice, nu este părtinire la Dumnezeu. Dumnezeu nu poți impresiona cu nimic. Nici cu hainele, nici cu fața, nici bogată, nici săracă. Nu. Sfântul Ioan Gură de Aur zice așa, nu este părtinire la Dumnezeu, adică el nu se uită la persoane, nu cercetează valoarea din afara persoanelor și valoarea lor lăuntrică, adică valoarea faptelor. Nu faptele în sine, ci valoarea faptelor. Ce faptă, ce valoare are fapta ta? Aduceți-vă aminte de femeia aceea din templu care dă doi bănuți. Fapta ei, da? Nu era o faptă nu știu cât de mare. Nu a contribuit la fondul bisericii foarte mult. Chiar foarte puțin. Dar ce era? Ce valoare avea fapta ei? Ei a rămas încrederea în Dumnezeu. N-a rămas cu nimic altceva. Asta e valoarea faptei. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că Sfântul Ioan Scăraru, lingușitorul este slujitorul dracilor, călăuza mândriei, nimicitorul străpungerii inimii, pierzătorul bunătăților, cel ce abate pe alții, la cale, pe alții de la calea cea dreaptă. Cei ce vă fericesc pe voi, zice prorocul, vă amăgesc pe voi. Vedeți? Dacă noi ne luăm după laudele oamenilor, suntem amăgiți. Nu numai dacă îi lăudăm noi pe alții, chiar dacă ne lăsăm purtați de aprecierile celorlalți. Zice, cine vă fericesc, vă amăgesc pe voi. Și ce face lingușeala asta? Că e o lingușeală, când unul te porți într-un fel, cu altul te porți altfel. Zice, este călăuza mândriei. Adică te îndeamnă spre mândrie. Este nimicitorul străpungerii inimii. Nu mai poți ajunge la starea aceea de pocăință adevărată, de străpungere inimii, dacă tu te porți diferențiat cu cei de lângă tine. Zice, am văzut pe unii plângând pentru că au fost lăudați, dar și pe unii aprinși de mânie, schimbând ca într-un târg o patimă cu alta. Eu, sincer, n-am văzut pe nimeni plângând că a fost lăudat. Sfântul Ioan Scăraru zice că am văzut pe unii plângând că au fost lăudați. Nimeni nu cunoaște cele ale omului decât Duhul omului cel din el, zice Sfântul Pavel. Să se rușineze deci și să amoțească cei ce se pornesc să fericească pe alții în față. No. Ne mai lăudăm unii pe alții? Mai simțim nevoia asta? Hai, că am zis o poezie, că am făcut așa, că am făcut o mâncare și nu m-a lăudat, nu mi-a apreciat-o. Gata, m-am supărat. Și să se rușineze cei care se pornesc să fericească pe alții în față. Noi trăim într-o stare de prejudecăți acum. Și din cauza asta suntem tentați. Pentru că e mai important, zicea cineva, ce ai în geam, nu ce ai în casă. Asta referitor la cele exterioare. Mai important ce ai în geamul exteriorității tale decât ce ai în casa sufletului. Asta vede lumea și asta apreciază. Am zis despre îmbrăcămintea și purtarea femeilor, dar să știți că nu-s ele vinovate, ci bărbații care apreciază cele exterioare, că dacă ar ști să aprecieze cele lăuntrice, după asta ar tânji și femeile, să fie apreciate. Știți? Și dacă se apreciază exteriorul, ăsta îl scoatem în evidență. Sunt un Maxim Mărturisitorul, zice așa, cel desăvârșit în iubire a ajuns la culmea nepătimirii, nu mai cunoaște deosebirea între al său și al altuia, sau între a sa și a alteia, sau între credincios și necredincios, între rob și slobod, sau peste tot între bărbat și femeie.
ci ridicat mai presus de tirania patimilor și căutând la firea cea una a oamenilor, privește pe toți la fel și are față de toți aceeași dragoste. Căci nu mai este în el elin și iudeu, nici bărbat, nici femeie, nici rob sau slovot, ci toate și în toți este Hristos. Cine poate să aibă starea asta de a vedea pe toți la fel? Cel care a ajuns în iubire și în culmea nepătimirii. Deci când te despătimești pe tine, abia apoi poți să iubești cu adevărat pe toată lumea. Până atunci nu poți să iubești. Și asta e dovada că nu iubim, că facem diferențe. Cât de important e aspectul exterior în lumea de astăzi? Ne-o nebunit cu fascinația frumuseții fizice. Cât de stresați sunt oamenii să se machieze, cât de stresantă e moda din ziua de astăzi. Eu mă minunez de fetele mele, că păi asta cociula nu potrivește cu haina asta la altă. Lasă-mă, domnule, că ți-e frig, bine că ține de cald. Nu, dar asta ce-i? Presiunea culturii exteriorității. Atâta ne-o băgat în cap încât ne-o îmbolnăvit. Și ajungem să trăim cele exterioare mai important decât cele lăuntrice. Da? Nu mai zic de cei care se strădui să arate bine, nu contează că li-i frig și o rabdă friguri din alea catastrofale, să îmbolnăvesc. Da, eu trebuie să arăt bine, trebuie să mă simt bine. Nu? Să fiu apreciat. Apoi toate celelalte, bijuterii, freze, telefoane. Ziceam așa, dacă mergi să-ți iei o mașină, da? Hai să luăm lucruri lumești, să vedeți că și în cele lumești. Te interesează cât de frumos e aspectul exterior? Are importanță și asta, dar dacă e perfect exterior, dar motorul e stricat, la ce-ți folosește? La nimic. Dar dacă știi că motorul e foarte bun și are câteva lovituri, zgârieturi, tabla, ce zici? Băi, bună. Bun. Cum? Dacă ai un pic de pricepere. Dacă nu zici, ai ce faină e mașina asta, asta o iau. Știi? Și te trezești după aia că nu merge. No, dacă în asta exterioară trebuie să fim atenți, cu cât mai mult la cele lăuntrice trebuie să fim atenți. Sfântul Petru zice în prima sa epistolă, înapoi, podoaba voastră să nu fie cea din afară, împletirea părului, podoabele de aur și îmbrăcămintea hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii într-o nestricăcioasă podoaba Duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dăm puțin înapoi. Așa. Apoi vreau să vă arăt două persoane care au fost compătimite pentru aspectul exterior. Despre unii v-am mai spus, despre Nic Vușcic. Omul ăsta s-a născut fără mâini și fără picioare. Așa s-a născut. Tinerii au auzit despre el. El este speaker motivațional. S-a născut cu boala numită tetramelia. Da? A avut o copilărie foarte grea, dar nu l-a împiedicat să continue. Și aveți atenție, la 17 ani și-a făcut propria organizație non-profit, Viața fără membre, și crede că prin determinare și voință orice necaz poate fi depășit și nicio provocare nu este de neînvins. Felul în care îți vezi viața, zice el, e prima cheie. Lumea se uită la mine și se gândește că un om fără membre are potențialul limitat și nu poate avea succesul de care se bucură alții. Doar fiindcă n-am mâini și picioare, nu înseamnă că nu pot face afaceri și că nu pot învăța contabilitate. Are firma lui, s-o căsătorit, acum are 2 copii. Și noi ce facem? Ne uităm pe exterior? Vai, săracul! Nu! De multe ori ne plâng unii de ăștia de milă nouă, săracii. De ce? Că suntem pe din lăuntru mai handicapați decât ce se vede în exterior. Un alt exemplu. Ați auzit de Beethoven. Acesta a fost un compozitor german, recunoscut a unul din cei mai mari compozitori din istoria muzicii. În ciuda faptului că mediul familial nu i-a fost favorabil, Beethoven a început să ia lecții de pian încă de la 10 ani, dotarea muzicală excepțională a fost recunoscută de cum a pus mâna pe clapele pianului, ajungând în scurt timp să ia lecții de la Mozart. În scurt timp începe să compună, dezvoltându-și cel mai mult cariera în muzică. În anul 1798 apar primele semne ale scăderii auzului, iar câțiva ani mai târziu devine complet surd. Nu, aici atenție.
un surd, surdalitatea nu i-a întrerupt creația muzicală, deci compune în continuare. Și paradoxal este faptul că operele compuse după ce a rămas surd au avut cel mai mare succes. Dar cum un surd să compună o muzică extraordinar de înaltă? Vedeți? Ăla trăia înăuntru sufletului lui muzica. Vedeți? Deși viața lui a fost catastrofă. Ce fac oamenii? Judecă după cele exterioare și nu văd capacitățile lăuntrice. Zice Mântuitor așa, în Matei 22, au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu cauți la fața oamenilor. Deci Mântuitorul așa se purta cu toți încât toți au priceput că Domnul ce face? Nu caută la fața oamenilor. Nu l-au mai putut impresiona cu nimic cei bogați și cei cu funcții înalte din vremea Mântuitorului. Și știau lucrul ăsta. Și noi am început să nu-l mai știm. Am început să-l uităm că Domnul nu caută la fața oamenilor. Mergem la versetul 10. Cine va păzi toată legea, dar va greși într-o singură poruncă, s-a făcut vinovat față de toate poruncile. Mie mi s-a părut necinstit lucrul ăsta. Cum, Domnule, eu mă strâng să păzesc toate legea? Una o scap, nu. Adică asta cu discriminarea, cu părtinirea, asta mi-a scăpat. Dar celelalte le-am păzit pe toate. Și interesant, de ce zice? Păi dacă ai călcat o lege, înseamnă că ai călcat toată legea. O poruncă, ai călcat toată legea. Legea nu este o colecție de porunci separate și izolate, este transcrierea perfectă și armonioasă a voinței lui Dumnezeu. Toate poruncile sunt manifestări ale iubirii puse în practică, fie față de Dumnezeu, fie față de semeni. A asculta doar de poruncile care ne convin și a le ignora pe celelalte, chiar numai una, dă pe față dorința de a face propria noastră voie și nu voia lui Dumnezeu. Deci când le asculți pe toate, dar una nu-ți place, zice, a, păi aici e voia mea. Iubirea dispare și apare păcatul original, adică voia egoistă. Deci când o poruncă nu vrei să o ții, s-o dus. Să luăm un alt exemplu. O sticlă care este lovită într-un singur loc se sparge. Legea nu este o colecție de 10 popice dintre care unul poate fi doborând în timp ce celelalte sunt lăsate în picioare. Nu. Este o unitate. Unitatea este iubirea și călcarea unei singure porunci înseamnă un atac la adresa iubirii ca un tot. Sau un altul. După cum un lanț se rupe prin cedarea chiar și a cele mai slabe verigi, după cum o notă poate strice întreaga armonia unei melodii, așa cum o rană dăunează întregului corp și așa cum un mădular afectat de lepră face tot omul afectat să fie numit lepros, tot așa și cel care calcă o singură poruncă se face vinovat de călcarea întregii legi. Vedeți, zice, îi aiurea, vin câte unii, spun, apoi părinte, nu fac multe păcate, dar îmi fumez, asta e patima mea, acum una pot să-mi îngădui și eu. Nu contează cum calce legea lui iubirii. Dacă ai călcat-o într-o singură direcție, e suficient. Sau care judecător din lumea asta te apreciază că ai păzit toate legile, dar una ai călcat-o? Domnule, nu se poate. Prin asta trebuie să vedem, prin asta e caracterizată ortodoxia, să știți. O să ziceți, e foarte pretențioasă ortodoxia și vrea totul. Nu are ca și celălalt, apoi mai luăm de aici, mai lăsăm dincolo, hai, treacă, meargă. Nu. Ortodoxia este în ansamblu ei toată învățătura și tot duhul ortodox. Și lumea din ziua de astăzi vrea să ne facă să semănăm cu ortodoxii și zice că e suficient. E bine dacă semeni cu creștinul cel adevărat. În punctele cele mari, în asta să ne asemănăm. Apoi alea detaliile, nu-i mai uităm la detalii. Ia uitați-vă. Am luat un exemplu cu bancnotele, da? Nu la o bancnotă. Seamănă amândouă între ele, nu? La ce te uiți? Te uiți că sunt multe asemănări sau că sunt unele mici, mici, mici detalii care le fac una să fie adevărată și una falsă? Să știți că la fel e cu credința, la fel e cu orice credincios. Sunt credincioși care pe din arată, sunt perfect ortodoxi. Dar totuși în detalii le lipsește duhul ortodox. Și asta n-ai de unde să știi. Și la bancnote trebuie să fii expert ca să vezi toate amănuntele. Că dacă te uiți pe din afară, o pui între celelalte, nu-ți dai seama că e falsă veci.
Și la un creștin, să știți, nu poți să știi dacă e fals sau adevărat după cele din afară. Imposibil! Imposibil! Sau chiar aș îndrăzni să spun, sunt foarte mulți creștini care pe din afară arată perfect, dar pe din lăuntru nu au Duhul Ortodox. De aceea, unde ne dăm seama? În detaliu. De aceea Sfântul Iacov intră în detaliile astea ale păcatelor, a patimilor. Nu că pe din afară, apoi și eu mă duc la biserică, și eu fac cu tare, și eu mă rog. Nu! Trăiești Duhul Ortodox sau nu-L trăiești? Zice Sfântul Ioan, ce noi cunoaștem că avem Duhul lui Hristos de la Duhul care este în noi. Nu, acum e asta greu. Mai departe, am zis, versetul 11. Cel ce a zis să nu săvârșești adulter, a zis și să nu ucizi. Și dacă nu săvârșești adulter, dar ucizi, te-ai făcut călcător de lege. Aici intră în detalii cum se calcă legea doar printr-o singură poruncă. Cine e cel ce a zis? El singur dătătorul de lege și legea e exprimarea voinței sale. El. Astfel, autoritatea este manifestată în fiecare dintre cele 10 porunci rostite la Sinai, precum și în legea iubirii, și oricine calcă intenționat una din aceste porunci, se răzvrătește împotriva voinței lui Dumnezeu. Noi le-am pus pe cele 10, dar porunca iubirii adusă de Domnul Iisus Hristos e mult mai delicată. Și aici, noi când călcăm porunca iubirii, în orice fel și în orice chip, noi deja suntem împotriva voinței lui Dumnezeu. Noi zicem din gură, facă-se voia ta, dar tot voia noastră o facem. Am zis, niciun judecător pământesc nu va ierta călcarea unei legi pentru faptul că inculpatul a respectat mai multe legi. Și în felul acesta, membrilor bisericii care își scuză părtinirea față de cei bogați, considerând asta o împlinire a legii iubirii, li se aduce aminte că practica aceasta nu scuză nedreptățile față de cei săraci. Unitatea adevăratei iubiri creștine este distrusă dacă faci părtinire. Versetul 12. Așa să grăiți și așa să lucrați ca unii care veți fi judecați prin legea libertății. Deci ce să faceți? Să vorbiți și să lucrați. Deci numai să discutați. Că e interesant să discuți. E captivant să stai să faci studiu biblic. Dar după aceea, după ce am plecat de aici, așa să ne comportăm, așa să lucrăm ca unii care vom fi judecați după ce? După legea libertății. Și asta e legea iubirii, a libertății. Apostolul îndeamnă pe credincios să se străduiască, să trăiască zilnic, atât în vorbire cât și în faptă, conform legii lui Dumnezeu. Declarația lui Iacov că oamenii sunt răspunzători pentru cuvintele și faptele lor este specifică și este o nouă aluzie la învățăturile Domnului. Știți că zice, pentru orice cuvânt va trebui să dați socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și apoi zice în versetul 13, judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă și mila biruiește în fața judecății. Mila în limba greacă este compasiune, milă, îndurare. Adică, ce înseamnă compasiune? Să trăiești împreună cu cel de lângă tine, să trăiești viața celui de lângă tine. Mila biruiește. Ce înseamnă că biruiește mila? Are biruință. Înseamnă că se veselește, se bucură. Omul milos întâmpină judecata cu încredere, fără frică. El știe că Dumnezeu va fi milos față de cei care dau pe față milă. Deci nu păcatele noastre, să știți, nu faptele vor fi contabilizate acolo. Și dacă tu prin virtuți și prin lepădarea de păcate ai ajuns ca inima ta să se transforme, să fie plină de milă, să fie plină de dragoste, să fie plină de iubire. Sfântul Maxim Mărturisitorul zice, explică asta într-un fel foarte aparte. Precum având putere să vedem, să auzim și să respirăm, aceasta nu ne face să luăm în noi tot aerul, lumina sau glasul, căci atunci n-ar mai rămâne de ce să se împărtășească și altul. Tot așa, mila lui Dumnezeu dă fiecăruia după calitatea dispozițiilor, atât iertarea cât și harul. De pildă, s-a căit cineva în chip de săvârșit, e și iertat în chip de săvârșit. Tot așa și cu cel ce are milă. Dacă ai milă, se manifestă mila în chip de săvârșit. Este așadar o chemare la a avea milă față de cei săraci și a-i trata cu respect, la fel ca pe cei bogați. Ba ar trebui să tratăm cu milă, am zis eu, și pe cei
săraci care n-au decât bani. Înțelegi? Deja Iacov a răsturnat valorile și pe aceia bogați care se bazează numai pe cele exterioare, aceia trebuie tratați cu mai multă milă, că sunt mai săraci decât toți, că n-au decât bani. Versetul 13 este și un avertisment pentru cei care nu vor să renunțe la păcatul părtinirii după criterii exterioare. Câtă vreme dai importanță feței tale, te iubești mai mult pe tine decât pe Dumnezeu. Și omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu are altă atitudine față de sine și față de semeni. De aici pleacă totul. Așa cum am zis la început, dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu, nu poți să te mai porți la fel nici cu tine, nici cu ceilalți. Și aș vrea să surprind asta în câteva exemple tot din Sfânta Scriptură. Uitați-vă, de atitudine. Adică cât de tare îți iubești tu fața ta, prezența ta și cât de tare îl iubești pe Dumnezeu și ce se întâmplă cu fața, că de asta am plecat cu fața. Luăm Facere capitolul 17, ar fi fost mult mai multe, dar iau numai câteva. Când era Avram de 99 de ani, s-a arătat Domnul și a zis: Eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, fă ce-i plăcut înaintea mea și fii fără prihană și voi încheia legământ cu tine și te voi mulți foarte, foarte tare. Atunci a căzut Avram cu fața la pământ. Ce-a făcut? Cu fața lui. Deci din stând așa pe Facebook să mă vadă toți, a căzut cu fața la pământ în fața lui Dumnezeu. Apoi, Moise, Reieșire 3. Domnul a zis: Nu te apropii aici și scoate-ți încălțămintea din picioarele tale, că locul pe care calci este pământ sfânt. Apoi i-a zis iarăși: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău și Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și și-a acoperit Moise fața sa, că se temea să privească pe Dumnezeu. Deci ce importanță mai avea fața lui în fața lui Dumnezeu? Zero. Și-o ascuns-o, și-o acoperit-o. Și aici știți că tocmai pentru smerenia asta lui, Moise s-a umplut de slava lui Dumnezeu și când a venit să vorbească cu oamenii, ce s-a întâmplat cu el? Fața lui strălucea. Ieșea lumină din fața lui atât de puternică încât oamenii au zis: Moise, acoperă-ți ca fața, că nu putem să stăm în față cu tine. De ce? Că știu să nu-și prețuiască fața lui și și-a plecat-o la pământ în fața lui Dumnezeu. Un alt exemplu, în 2 Paralipomena 7, când a sfârșit Solomon rugăciunea, s-a pogorât foc din cer și a mistuit arderea de toți jertfele și slava Domnului a umplut templul. Atunci n-au putut preoții să intre în templul Domnului din pricina slavei lui Dumnezeu care umpluse templul. Asta e la sfințirea templului când l-a terminat. Și toți fiii lui Israel, văzând cum s-a pogorât focul și slava Domnului peste templu, au căzut cu fața la pământ pe pardoseală, s-au închinat și au slăvit pe Domnul că este bun, că în veac este mila lui. Încă un exemplu, Luca din capitolul 5. Pe când era într-una din cetăți, iată un om plin de lepră, văzând pe Iisus, a căzut cu fața la pământ și i s-a rugat zicând: Doamne, dacă voiești, poți să mă curățești. Cum a venit în fața Domnului leprosul? Iar cu fața la pământ. Avem exemplu și celor 10 leproși. Au venit, l-au rugat, au plecat, unul singur, zice, a venit și a căzut cu fața la pământ mulțumindu-i. Acum, gândiți-vă cum stăm noi cu fața. În fața cui ne plecăm? În fața bogaților care intră biserică? În fața patronilor lumii ăsteia? Sau în fața Domnului? Vedeți că biserica are o practică, mai ales în perioada aceasta apostului, care se numește metanie. Știți și asta? E o plecare repetată cu fața la pământ, cu fața la pământ, deci până ajunge fața jos. Dar nu ca să o facem numai de formă, ci ca și lăuntrul nostru să se plece în fața Dumnezeului celui adevărat și să nu se mai plece în fața nimănui altcuiva. De mai departe. Am mai putea vorbi aici despre ce înseamnă să trăiești în lăuntru tău ipocrizia. Da? Adică, uitați în imaginea din stânga, chiar când întinzi mâna asupra cuiva să-l ajuți, dacă lăuntru tău, dacă sufletul tău râde de el, că e căzut, că a pățit ceva, atunci tu încă nu ți-ai vindecat sufletul de cultura asta, de boala asta exteriorității. Noi trebuie să fim atât de sinceri încât în fața oricui
inima noastră, și când dacă nu putem să-L ajutăm fizic, dar inima noastră să se zdrobească. Vedeți de ce trebuie maximă atenție? Eu aș zice nici să nu ne uităm la știrile astea cu toate accidentele și porcăriile și minunile ce se întâmplă în lume. De ce? Că nu putem să avem sensibilitate față de toată lumea. Nu poți să-L ajuți pe cel pe care îl vezi la televizor. Asta e numai ca să ne împrăște mintea și inima și atenția de la ceea ce avem noi de făcut. Sau de câte ori suntem ipocriți în fața colegilor noștri, asemenilor noștri. Fie când tăcem și ar trebui să spunem, fie când vorbim și ar trebui să tăcem. E asta arată că noi prea am fost pătruși de Duhul acesta, stăpâniți de Duhul acesta al exteriorității. Zice un părinte că pornește la Psalmul 50, zice, cu Duh stăpânitor mă întărește. Zice că orice om care este stăpânit de Duhul lui Dumnezeu, inima lui e concentrată spre Dumnezeu și nu mai vede altceva. Dar zice, poți să fii stăpânit și de alt Duh, numai de Duhul lui Dumnezeu. Și când ești stăpânit de alt Duh, Duhul acela te face să nu mai vezi altceva. De exemplu, ești în discotecă. Ce Duh e acolo? Păi nu mai știi nimic. Sau, am surprins-o pe Eliza astăzi, a luat o carte de la bibliotecă, nu mai auzea ce îi spune tata, nimic. O prins de Duhul cărții. Slavă Domnului că este un Duh bun. Dacă ne prinde Duhul desenelor și a filmelor și a Facebook-ului, că și ăsta e un Duh care te captivează încât nu mai vezi, nu mai auzi cele exterioare, cele ce vin asupra ta. Și atunci Duhul acesta nu e un Duh bun. Dacă ne prinde Duhul lui Dumnezeu, atunci noi trebuie să pătrundem în lăuntru nostru și să vedem în lăuntru oamenilor. Dăm mai departe și mai mult. Uitați-vă, mai voiam un lucru să vi-l arăt, la ce ne arată mass media. Da? Ce vedem noi la televizor? Vedem că unul din partea stângă vrea să-l omoare pe ăla din dreapta. Dar realitatea sus o vedem altfel. De ce? Pentru că mass media știe să ne prezinte exteriorul faptelor și numai încadrate de un anumit segment. Dacă tu te lași manipulat de media, de televizor, de internet, nu poți să vezi nici măcar adevărul faptelor, lăuntru faptelor. N-ai cum. De aceea trebuie să noi să cercetăm, zice, cercetați Duhurile, că nu toate sunt de la Dumnezeu. Fiți cu mare luare aminte. Nu vă lăsați copleșiți de cultura exteriorității și puneți accent pe cele lăuntrice. Și o să închei cu o poezie care mie tare îmi place, a fratelui Traian Dorz. Zice așa: pe un răzor de luncă verde, sub căldurile de vară, se treziseră vecine două spice de secară. Unul, cu grăunțe grele, aplecându-și a lui frunte, celălalt cu fruntea în slavă, neavând niciun grăunte. Vai de tine, măi vecine, zise mândru spicul sec. Eu pământului, ca tine, nu pot fruntea să-mi o aplec. Când știu bine cine sunt, între cer și între pământ. Spicul plin la toate acestea n-a răspuns niciun cuvânt. Doar o vrabie bătrână, auzind pe acel nerod, îngânfat peste măsură, deși n-avea pic de rod, zise puiului ei mic, arătându-i secul spic. Puiul mamii, ține minte, să nu-mi spui că nu ți-am spus, niciun spic cu rod nu-și ține îngânfată fruntea în sus, decât spicul ce pe lume n-a adus cu el nimic. Foarte frumoasă poezia asta și vedeți, exact legată de atitudinea ta, cu fața ta. Cum o ții? Dacă o ții în sus, ești ușor, n-ai nimic pe din lăuntru. Sau zice Apocalipsa, fiindcă zici, sunt bogat și m-am îmbogățit și, și de nimic n-am nevoie și nu știi că tu ești cel ticălos și vrednic de plâns și sărac și orb și gol. De aceea, noi nu mai știm de acum pe nimeni după trup. Chiar dacă am cunoscut pe Hristos după trup, acum nu-L mai cunoaștem, zice Sfântul Apostol Pavel. Ce înseamnă asta? Că nici pe Hristos nu punem accentul pe partea exterioară a Lui. Pentru că noi Îl cunoaștem acum lăuntric, în lăuntru nostru pe Hristos, Îl simțim în viața noastră. De aceea zicea Părintele Iustin, în epoca primară, nu se făceau pelerinaje la mormântul Domnului Iisus Hristos. Nu scrie nicăieri că creștinii mergeau la mormântul Domnului. De ce? Pentru că L aveau pe Hristos
L-aveau pe Hristos viu în lăuntru inimii lor. Și atunci dacă l-ai în tine, ce nevoie să mergi nu știu pe unde? Nu! Omul duhovnicesc nu privește la suprafață, la exterior, ci el vede întotdeauna ceea ce nu se vede. Ăsta e omul duhovnicesc. Înainte să mai citesc încă o dată, ca să tragem o concluzie, partea care am studiat-o din capitolul 2, vreau să vă zic o poveste. O poveste care am ascultat-o cu Eliza de mai multe ori, se numește povestea Zamfirei. Mi s-a părut atât de profundă și de adâncă, numai pe plăcile vechi exista. Potrivește așa de tare cu modul acesta în care suntem chemați în ziua de astăzi să cântărim lucrurile, încât la fiecare detaliu. Era într-un, zice că pe la poalele Ceahlăului, era o vrăjitoare care a crescut două fete. Le-a ascuns de ochii lumii. Amândouă semănau leit, foarte frumoase. Pe amândouă le chema Zamfira, amândouă învățat vrăjitoria de la ea, deci amândouă se pricepeau la de toate, dar una era bună și alta era rea. Oamenii se fereau de amândouă pentru că nu știau care e bună și care e rea și le era frică. Au început o luptă cu dușmanii, zice. Au venit dușmanii și Grigore al Lupului, care era șeful moldovenilor, să se bată cu dușmanii. Zice, mulți că nu știai de unde vin și unde se duc. Și acolo m-am gândit, măi, astea nu-s cumva gândurile noastre care nu știi de unde vin și unde se duc. Și au venit Zamfira noaptea și la cineva în ogradă vine pe acolo și zice, am adus un leac. Ce leac ai adus? Păi uite, un leac pentru război. Dar de unde știu Zamfira că e bun sau e rău? Că noi știm că voi sunteți două. Și asta ce face? Se taie la mână cu cuțitul. Zice, vai că s-o tăia la mână. Și ia leacul ei și îl dă pe mână și se cicatrizează imediat rana. Hai de mine. Dar asta e primul lucru. Ce face Hristos? Se rănește pe sine cu sărăcia și cu crucea și cu răstignirea. De ce? Ca să învieze pe sine, să ne dea nouă dovadă că ce? Că vom învia și noi. Bun. Că el e acela bun. Vedeți că vine și ăla alt rău, care și el viclenește. Și-o pleca Zamfira, s-o dus oamenii la luptă, la război, început bătălia puternică, dușmanii mult mai mulți, mult mai puternici, încât toți au început să desnădăjduiască. Grigore al Lupului rănit, ce se întâmplă? Cade de păcal, vine cineva și îl dă cu alifia asta și se vindecă imediat. Opa, de unde e asta? Pe la Zamfira. No, acum trebuie să vedem, să-i mulțumim la Zamfira, dacă câștigăm războiul. Dar cum să-l câștigăm, că sunt prea mulți? Dincolo în pădure se duce Zamfira acasă, cealaltă Zamfira o primește. Unde ai fost tu? Păi am fost cu tare și cu tare. Las că știu unde ai fost. Pagă de seamă că acum... Ce oamenii și așa ne privesc ei așa cu reticență. Lasă să ne privească așa. Nu te mai duce să-i ajuți. Că știi că dacă o singură rană nu o să se vindece cu leacul ce l-ai dat, toată lumea va veni să ne omoare. Da? Și dacă toate ranele se vor vindeca, ce vor zice? Că suntem vrăjitoare. Da? Și iarăși va avea atitudinea față de noi urâtă. Asta săracă tot blândă și liniștită. Zice, uite, să nu te mai prind că... Poți merge prin pădure unde vrei, dar să nu te mai prind că mergi pe la oameni. Lasă-i pe oameni în pace, lasă-i în seama mea. Foarte aspră, puternică. Da? Zice, bagă de seamă că acum vine războiul, să nu cumva să-i ajut cu ceva. Și asta se duce în pădure și începe să plângă. Doamne, ce mă fac acum? Nu mă lasă să-i ajut. Cum să-i ajut eu la război? Și vin animalele și încep să vorbească cu ea. Păi de ce plâns Zamfira? Păi uite de ce, uite pe războiul, dragi ăștia mei. Păi stai un pic, dar o să te ajutăm noi, cum să mă ajutați? Păi nu ți-i minte când am făcut covorul ăla frumos, că au venit și fluturii și păsările și au adus frunze și toate și te-am ajutat. Da, dar aici e o poveste mult mai complicată, e război, e duel. Păi las că nu știi unde sare iepurele. Și-au luat toate animalele, urși, lupi, vulpi, mistreți, s-au dus toate la război. Și-au ajutat pe Grigore al Lupului și-au biruit. Nu, acum, ce Grigore al Lupului, trebuie să mă duc să-i mulțumesc Zamfirei. Zice, mă, nu te duce, că acolo-s două, nu știi care e una și care e alta, nu știi care e bună și care e rea. Și zice, atenție, acolo nici paloșul, nici cuțitele nu te ajută. Nu poți să faci diferența între ele, dar ce mă ajută? Inima.
Dar dacă te duci cu inima, poți să găsești care e bună. Și mă duc și pe aia bună trebuie să iau de nevastă. Vezi? Nu e cumva pe aia rea. Că-s frumoase. Se duce la ele. Acum îl întâmpină ce are ea. Dacă ne-l întâmpină, ce îi zice? Vai, Grigorie, de când te-am așteptat? Uite ce bucurie pe noi. Dar uite, să-ți fie milă de sora mea, că săraca, uite cum a ajuns să fie ca și vrăjitoarea care ne-a crescut. Dar nu-i vina ei. Nu-i vina ei. Că ce să-i faci? Ce trebuie să ai milă și să ai îngăduință cu ea. Și ăsta săracul, nu, zice, asta o fi cea bună. Apare și cealaltă. Dar interesant, zice, cealaltă cu fața în pământ. Cu capul plecat. Da? Tu ce să ai cu fața în pământ? Vai, dar ce să mă las? Nici nu mai știu cu care am vorbit data trecută, știi? Nu mai știu cu care am vorbit. Păi, de unde să știu care e bună și care e rea? Că la una trebuie să-i mulțumesc și pe alaltă trebuie să o alung de aici. Zice, nu vrei tu să-mi duci cana asta în râu, știi? Sticla de vin, să o duci în râu, știi? Să fie, să stăie rece. Ba, o duc, știi? O duce cea rea. Și atunci o lea pe cea bună la discuții. Și zice, ce, tu ne-ai ajutat. Nu, eu cu animalele. Dar cine le-a trimis? Nevoia. Și toate întrebări și le-a pus, iar răspunea cu o smerenie extraordinară. Și după aceea le pune să facă fiecare câte un covor, ca să-și dea seama și mai clar, să facă câte un covor, le dă câte un teanc de lână acolo la fiecare. Și asta rea vine și fură lână la cealaltă, să nu mai văd din ce să facă. Și face ea un covor, cum o știu de ea să facă. Pe lângă asta tot îi zicea, vai, săraca, că asta luată, aia rea zicea despre ea bună. Asta nu se descurcă fără mine, eu ajut la toate, eu fac toate, eu știu să fac de toate, dar ce să-i fac, că e milă de ea, nu pot să o las și să plec de aici. Știi? Și spunea exact invers, foarte vicleană. Și la sfârșit de tot, vin păsările iarăși și o ajută să facă un covor frumos. Și când îi se prezintă fiecare cu covor, zice, wow, ce frumos e ăsta, știi? Și asta rea strigă, cum, dar ea mi l-a furat, știi? Mi l-a furat, că eu l-am făcut ăla, cum să-l furi, știi? Și ăsta ia covorul de la cea bună și de la cea rea, dar când e de la cea rea, s-o împrăștea cu totul că fluturii și păsările nu l-au suportat-o. Ei, ce am să zic cu toată povestea asta? În lumea asta noi suntem așa de ușor păcăliți într-o parte și în alta, încă numai lacrimile și smerenia, fața plecată înaintea lui Dumnezeu, ne poate da discernământul să știm care e bine și care e rău. Faptele bune, nu. Deci au un părinte, sunt o mulțime de oameni care fac asistență socială. De ce? Ca să-i fure omului milostenia. Adică omul să nu mai poate să dea din toată inima să-i fie milă de celălalt, că rezolvăm noi toate problemele cu sărăcia din lumea asta, încât nu o să nu mai plângă nimeni că n-are ce să mănânce, că n-are haine de îmbrăcat. N-am ajuns starea asta? Și dăm fără inimă. După aceea, o să se fure postul de la oameni ca să nu mai apropie postul pe oameni de Dumnezeu. Și o să le facem nutriție și să facă oamenii cură de slăbire și să mănânce sănătos. De ce? Ca să trăiască mai mult pentru pământul ăsta, pentru lumea asta. Deci tot cu accentul pe cele exterioare. Și acum aș vrea să citim din nou capitolul 2, primele 12 versete, să vedem cum înțelegem acum, după toate înșirile astea mele de vorbe, cum înțelegem ce spune Sfântul Iacov. Frații mei, nu căutând la fața omului să aveți credința în Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căci dacă va intra în adunarea voastră un om cu inele de aur în degete, în haină strălucită, și va intra și un sărac în haină murdară, iar voi puneți ochii pe cel care poartă haină strălucită și îi ziceți, tu șezi bine aici, pe când săracul îi ziceți, tu stai acolo în picioare, sau șezi jos la picioarele mele, n-ați făcut voi oare în gândul vostru deosebire între unul și altul? Și nu v-ați făcut judecători cu socoteli viclene? Ascultați, iubiții mei frați, au nu Dumnezeu i-a ales pe cei ce sunt săraci în ochii lumii, dar bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o El celor ce iubesc? Iar voi ați necinstit pe cel sărac? Oare nu bogații vă supresc pe voi și nu îi vătărăți la judecăți? Nu sunt ei cei ce hulez numele cel bun întru care ați fost chemați?
Dacă într-adevăr împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Iar de căutați la fața omului, faceți păcat și legea vă osândește ca pe niște călcători de lege. Pentru că cine va păzi toată legea, dar va greși într-o singură poruncă, s-a făcut vinovat față de toate poruncile. Că cel ce a zis să nu săvârșești adulter, a zis și să nu ucizi. Și dacă nu săvârșești adulter, dar ucizi, te-ai făcut călcător de lege. Așa să grăiți și așa să lucrați, ca unii care veți fi judecați prin legea libertății, că judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă și mila biruiește în fața judecății. Amin.